Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre suferință și despre stigmatizarea ei. Invitatul nostru este părintele dr. Marius Ciprian Dinu, coordonator al preoților de caritate din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Bine ați venit, preacucenice părinte! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitația care mă onorează! Părinte Ciprian, am mai discutat la Cuvânt pentru Suflet despre suferință. Sigur, este un subiect inepuizabil. Multă lume suferă, noi toți suferim într-o oarecare măsură. Este suferința mântuitoare? Ne ajută cu ceva? Suferința în sine nu este mântuitoare. Sunt atâtea persoane care suferă și nu avem garanția că se mântuiesc. Prin atitudinea noastră față de suferință poate fi mântuitoare. Și aici mă gândesc la Sfântul Ioan Gură de Aur, care spunea că Hristos nu ne cere mai mult de atât, decât să suferim pentru El, din iubire față de El. Și prin aceasta înțelegem că se poate suferi și din iubire și nu numai din cauza păcatului. În aceste condiții, este dorința de alinare a suferinței mele o greșeală din partea mea? Iată, dacă am spune că suferința este prin sine mântuitoare, practic n-ar trebui să intervenim, nu? Să-l lăsăm pe celălalt să sufere, pentru că astfel se va izbăvi. Dacă Hristos ne cere să suferim pentru El? Hristos ne cere ca suferința inevitabilă să i-o dăruim Lui. Să ne dăruim Lui Hristos pe noi înșine și în această stare de suferință. Să nu ne izolăm de Hristos. Știm că în cazul suferinței apare aproape inevitabil izolarea. Ești mutat din apartamentul tău, din locuință, ești mutat într-un spital. Nu mai mergi la serviciu, ești izolat într-un spital. Dacă este o boală contagioasă, izolarea este cu atât mai strictă. Și așa mai departe. Deci, și disperi, măcar, e o disperare acolo, nu? Bineînțeles. Și pentru a evita, cel puțin dacă ne referim la planul acesta strict, psihologic, periferic, pentru a evita, să zicem, o tehnică de evitare a disperării, dar nu e mai mult de atât. Este adevărul în care credem. Hristos este prezent în fiecare situație din viața noastră. Hristos a suferit pe cruce, a trecut prin moarte și ne însoțește pe fiecare dintre noi în suferința noastră și în moartea noastră. Nu mai suntem singuri, decât dacă noi ne considerăm singuri și dacă stăm deoparte așa, ne îndepărtăm și mai degrabă îi aruncăm în față lui Dumnezeu o nedreptate. Eu sunt bun și ne amintim aici că însuși Mântuitorul Hristos a spus la un moment dat, cine este bun? Doar Dumnezeu este bun. În situația în care venise un tânăr bogat să se laude cu faptele lui bune și îl numise învățătorule bun. Ei, deci, pornind de la această nedreptate, deja ne detașăm de Dumnezeu, intrăm într-un conflict cu Dumnezeu și suferința noastră rămâne absurdă, fără înțeles și fără o finalitate precum cea a mântuirii, adică a unirii cu Hristos. Mântuirea asta înseamnă. Și este El, Hristos, Dumnezeul nostru, un model de suferință sau modelul suprem prin faptul că și-a asumat-o ca purtat-o, vorbeați de această cerință a lui Dumnezeu de a ne purta suferința, de a nu renunța la ea, deși suntem ispitiți să o facem așa cum și El a fost ispitit în Ghețimanii. Părinte, dacă se poate, treacă de la mine paharul acesta, dar nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Este, într-adevăr, este prezentă această ispită și Mântuitorul Hristos a trecut prin această ispită pentru a fi un model, așa cum bine ați spus, pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să ne clătinăm imediat ce a venit o ispită, să ne speriem, am căzut din credință. Nu, ispita este ispită, nu este un păcat decât atunci când îl preluăm ispita și... Ispita sub forma unei suferințe, vă referiți? Inclusiv ispita sub forma unei suferințe.
Orice lucru care ne deranjează poate să ne îndepărteze de Dumnezeu sau poate să ne apropie de Dumnezeu. Este alegerea noastră. Aici e foarte important să subliniem pentru telespectatori și pentru fiecare dintre noi că avem posibilitatea de a alege ce facem atunci când suferim. Cu siguranță alegem să ne vindecăm. Căutăm toate mijloacele pentru a ne vindeca. Și suntem conștienți că și prin mijloacele medicinale tot Dumnezeu lucrează ca să ne dăruiască vindecarea. Vom vorbi poate mai târziu în cadrul acestei emisiuni despre faptul că spitalizarea, forma aceasta de îngrijire a bolnavilor, a fost inventată de sfinți părinți precum Vasile cel Mare cu Vasiliadele și acolo este o activitate socială mult mai extinsă decât îngrijirea bolnavilor. Și ca să menționăm dintre sfinții trei erarhi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci, o acțiune, o inițiativă care s-a dezvoltat în întreaga Europa, în Occidentul European, în Europa Latină, ca cum era ea numită, nu? Pe lângă mănăstiri, până târziu. Întocmai pentru că a fi creștin înseamnă a fi activ. A fi creștin nu înseamnă a te blaza, a accepta o situație pe care nu poți să o schimbi, ci înseamnă a fi activ, pornind de la exemplu dat de Mântuitorul Hristos, care a vindecat atât de mulți bolnavi, atât de multe și diferite patologii. Prin aceasta, Mântuitorul Hristos, într-adevăr, a dat un semn al realităților duhovnicești pe care le pregătea venirea Împărăției Cerurilor. Intrarea noastră în Împărăția Cerurilor, unde nu mai este durere, nici suferință, unde nu mai este durere, unde nu mai este suspin, unde toate aceste experiențe pe care noi le considerăm negative încetează. Dar reiau această idee pentru că este de bază. Mântuitorul Hristos este un model pentru noi în suferință. Este un model pentru noi atunci când avem de-a face cu insultele, de exemplu, și El a fost insultat și nu a răspuns. Dacă a fost ocărât, a binecuvântat. Și chiar este un model practic. Nu trebuie doar să îl admirăm pe Hristos și să ne dăm așa în spate și să spunem El a putut pentru că este Dumnezeu. Fiecare dintre noi putem, dacă vrem. Părinte Ciprian, vreau să vă întreb acum ceva care poate părea că nu are legătură directă cu discuția noastră despre asceză, despre efortul duhovnicesc care implică toate aceste gesturi ritualice pe care le facem, postul, rugăciunea, metaniile și multe altele, privegherea, de fapt, cum avem noi în biserică. Este asceza o reproducere controlată a suferinței din partea mea, ca credincios, o imitare a suferinței lui Hristos? Trebuie să ne ferim de orice extremă. Știm că în apus și poate și în zona răsăritană, așa sporadic, au existat autoflagelări. Dorința de a suferi din această credință că suferința în sine este mântuitoare. Trebuie să ne ferim de a crede astfel că suferința în sine este mântuitoare și să nu căutăm suferința pentru ea însăși. Să nu căutăm să compensăm, să spunem, greșelile, gândurile noastre cu suferința. Asta poate da dovadă de o anumită boală psihică. Să ne rănim pe noi înșine pentru răul pe care l-am făcut, să compensăm. Deci trebuie viața să ascetică acceptăm. Nu este echivalentul suferinței sau reproducerea. Revin imediat, pentru că era o continuitate. Trebuie să acceptăm iertarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne iartă pentru dorința noastră de a ne mărturisi și hotărârea de a nu ne repeta păcatele. Nu ne cere Dumnezeu să suferim ca să ne iertă. Și trebuie să acceptăm atât de ușor iertarea din partea lui Dumnezeu. Ne este greu, pentru că știm ce lucruri facem, dar aceasta este iubirea lui Dumnezeu, care șterge într-o clipă tot bagajul nostru de răutăți. Și, într-adevăr,
asceza nu este o formă controlată de suferință. Asceza, am putea spune, sunt multe definiții ale ascezei, dar în momentul de față mă gândesc la faptul că prin asceză ne străduim să dăm viață inimii noastre care este împietrită. Deci asta presupune un efort, presupune o suferință, dar ea vine pe parcurs, nu este căutată. Mai există, putem găsi în literatură și în literatura duhovnicească persoane care fericeau bolnavii și care și-ar fi dorit să pătimească în locul lor, să dobândească bolile pe care le aveau aceia pentru a fi siguri de mântuire. Dar Dumnezeu nu ne cere lucrul acesta, Dumnezeu ne cere dimpotrivă să-i căutăm pe cei aflați în boală pentru a le aduce o mângâiere. Știm că este criteriul judecății finale aceasta. Ați vizitat, ați fost la cei bolnavi, ați fost la cei în temniță, cei însetați. Și bolnavul și cel suferind poate fi ascet sau poate face asceză? Aici se deschide o discuție mai amplă, fiecare, bineînțeles, cu bună rânduială în ascultare față de duhovnic, alege forma de asceză cea mai potrivită pentru el. Dar trebuie și ne amintim de Părintele Arsenie Papacioc, de exemplu, care spunea că veșnicia este ascunsă într-o clipă și care punea mai mult preț pe iubirea față de Dumnezeu, manifestată practic. Asceza, de fapt, este o altă definiție, o autoconstrângere a noastră, astfel încât să ne canalizăm, să ne concentrăm atenția asupra ce este fundamental în viața noastră. Este un efort. Presupune, bineînțeles, dacă ne gândim la rugăciune, rugăciunea este asceză. Dacă ne gândim la rugăciune, la efortul pe care trebuie să-l depunem pentru a ne detașa de ceea ce auzim, de ceea ce vedem, de ceea ce avem în mintea noastră, ceea ce s-a acumulat, sigur că asta se face prin suferință, dar este, cum am spus, ceva ce apare și nu este ceva de dorit. De dorit este să fim cu Dumnezeu și El, într-adevăr, să ne poarte, așa cum spunem în rugăciune, toate suferințele noastre. Să revenim la tema discuției noastre, la stigmatizarea suferinței. De ce ar purta vreo vină suferința sau cel suferind? Este această atitudine tradițională pe care o vedem în situația lui Iov. Este vorba mai degrabă despre prietenii săi, Elifaz, Bildad și Țofar, care vin și încearcă să-l convingă din dorința lor de a-l mângâia, cu ghilimele, că este total responsabil de suferința sa. Că sigur are niște păcate pe care nu le-a mărturisit sau pe care încă nu le-a conștientizat. Și acest discurs al celor trei prieteni îl afundă și mai mult în disperarea sa, pentru că există la un moment dat și o disperare a lui Iov. Cine nu ar fi disperat? Deși spune, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, totuși vede că Domnul a dat și a luat. Nu ne mai referim la cirezi și așa mai departe, la animale, ne referim la cei 10 copii. Și apoi ne referim la sănătate, la propria stare de sănătate și la izolarea lui. Pentru că a fost dus în afara cetății și ședea pe un morman de gunoi și acolo își trata, să zicem, rănile cu un ciob. Deci cel aflat în suferință, bolnavul, este stigmatizat mai mult decât ar face o societatea pentru sau comunitatea pentru cineva despre care ar ști că a greșit cu ceva prin boala lui sau pentru faptul că este în suferință. Simplu spus, stigmatizarea înseamnă o îndepărtare, o detașare de cel care este bolnav și în același timp aruncarea asupra lui a întregii responsabilități pentru boală. Și
asta exclude compasiunea. Însă, și aceasta este o, să zicem așa, o atitudine total necreștină. Hristos a venit în mijlocul celor bolnavi, i-a vindecat, a atins leproși, i-a vindecat. Bolnavii au venit către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și au fost vindecați. Deci, și ca să nu mai vorbim doar despre bolnavi, vorbim despre păcătoși, nu? Vorbim despre păcătoși pentru care Hristos a venit și spre deosebire de atitudinea cea mai facilă, izolarea, îndepărtarea celor păcătoși, celor bolnavi, pentru a ne proteja pe noi înșine, iată că Hristos ne cere o jertfă a noastră pentru a-i recupera pe ceilalți. Dar cum să procedăm în condițiile de astăzi în care, iată, ideea de spital, de boală, nu? De fapt, medicina modernă, contemporană, ocupându-se de astfel de realități, de lucruri, duce inevitabil la această separare a bolnavului de comunitate. Cum să ajungem la bolnavii noștri, la cei din familiile noastre, dintre cunoscuți care se află într-o anumită suferință într-un spital sau poate nu neapărat internați și care într-un anumit fel mulți gândesc așa, nu mai fac parte dintre noi cei sănătoși. Pentru a ajunge la cei afectați de boală, trebuie în primul rând să fim umani. Doar atât. Să fim umani. Și dacă suntem umani, nu putem rămâne indiferenți. Un pic de compasiune. Ne putem transpune în locul lor. Ne putem gândi ce simțim, ce am simțit noi. Dacă am fi într-o situație de boală și nimeni nu ne-ar vizita. Întâlnim în spitalele în care mergem, întâlnim persoane care nu sunt vizitate și care s-ar bucura de prezența oricui și oricărui membru al familiei și se bucură de prezența preotului. Pentru că preotul mediază legătura cu Dumnezeu de care ei au nevoie. Știm cu toții că ne apropiem de Dumnezeu, căutăm pe Dumnezeu atunci când, ca niște copii, suferim și alergăm spre brațele Părintelui nostru. Despre ce fel de altă suferință mai putem vorbi, Părinte Ciprian, în afara celei generate de o boală fizică clară, concretă, despre care știm foarte sigur ceva, un diagnostic, să spunem? Putem vorbi cu siguranță despre suferința necunoașterii lui Dumnezeu. Fără să ne dăm seama, starea de depresie este provocată de necunoașterea lui Dumnezeu. Dacă ne amintim cuvintele fericitului Augustin, că inima noastră, sunt bine cunoscute tuturor, că inima noastră este neliniștită până se va odihni în Dumnezeu, iată, starea aceasta de agitație, starea aceasta de nemulțumire continuă, starea de depresie, toate acestea sunt provocate de faptul că nu-L avem cu noi pe Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi, dar noi, în mod subiectiv, Îl refuzăm, conștient sau inconștient. Și acestea sunt consecințele, pentru că omul a fost creat pentru a se bucura în Dumnezeu. Nu există surogate, nu există altceva care să-L mulțumească pe om în afară de Dumnezeu. Este Dumnezeu prezent în suferință, în cea mai neagră suferință a mea? Atunci când nu-L găsesc, când nu-L văd deloc, ce trebuie să fac atunci când disperarea pune stăpânire pe sufletul meu ca urmare a suferinței mele, Părinte Ciprian? Să ne amintim cel puțin cuvintele Sfântului Siluan: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Dumnezeu este prezent, a coborât în iad și Dumnezeu s-a întrupat pentru a ne ridica pe fiecare dintre noi. Eu nu spun că mulți nu cred acest lucru, dar poate se întreabă până când? Până când să țin mintea în iad, până când să
aștept să apară Dumnezeu în suferința mea. Dumnezeu apare, vedeți, și aici este o problemă, pentru că ne-am obișnuit, citind Noul Testament, să vedem cum Mântuitorul Hristos vindecă pe loc multe suferințe și fiecare dintre noi ne dorim să fim vindecați în mod miraculos. Și ne pierdem răbdarea dacă nici doctorii, nici Dumnezeu, după îndelungă rugăciune, după posturi, după sfintele masturi, împărtășanie și așa mai departe, vindecarea nu apare. Însă, aici, pentru cei care sunt de acord cu această distincție, există o sănătate sufletească și o sănătate trupească. Siguranță că noi ne îngrijim în mod, să-i spunem, natural, de sănătatea trupească și uităm de cea sufletească. Însă, în momentul în care așteptăm, chiar și în cea mai neagră suferință, așteptăm venirea lui Dumnezeu, comunicăm cu Dumnezeu prin această așteptare a Lui, nu renunțăm și acesta este un semn al sănătății sufletești. Repet, pentru cei care pun mai mult preț pe suflet, pentru cei care, într-adevăr, cred că sufletul este nemuritor și că trupul este, cum spun unii sfinți părinți, o haină care devine nepotrivită pentru noi și pe care Dumnezeu o va reînnoi prin înviere. În afara acestui context, în afara acestei mentalități, suferința devine complet absurdă și se ajunge la ceea ce societatea dorește să impună astăzi, eutanasie și așa mai departe. Vreau să insistăm puțin pe acest aspect. Simplificând totuși lucrurile, am putea spune că suferința poate duce la Dumnezeu, la Hristos sau la nimic, nu? La neant. Există situații când oamenii își pierd nu neapărat răbdarea sau știu eu, puterea efectiv de a îndura. Ce se întâmplă în astfel de cazuri? Sunt sigur că mulți dintre cei care ne urmăresc acum fie au trecut prin astfel de stări, fie le cunosc de la alții sau se întreabă ei înșiși despre ele dacă vor veni vreodată asupra lor. Ceea ce mă întrebați acum este extrem de delicat și răspunsul ar trebui să fie unul complex, însă tema despre care ne-am propus să discutăm este stigmatizarea pe care o aduce boala și această stigmatizare care se manifestă prin însingurare. Există și o autostigmatizare și sentimentul de vinovăție îi poate determina pe unii oameni să refuze tratamentul, să-și spună o merit, lasă așa, lasă că o merit, lasă să sufăr. În această privință și am mai cunoscut o situație în care o persoană a refuzat să se trateze pentru că și-a spus că este voia lui Dumnezeu, ca el să, așa a simțit el că Dumnezeu vrea ca el să moară și el refuză orice tratament. Ei bine, în această situație trebuie să spunem că Sfinții Părinți la care noi ne raportăm și Mântuitorul Hristos, care a vindecat, nu i-a lăsat pe oameni să sufere. Sfinții Părinți, ei înșiși, când erau bolnavi, se tratau. Am găsit, de exemplu, într-o omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur, cum îl admira pe Sfântul Pavel, pentru că îi spunea lui Timotei, pentru slăbiciunile tale provocate de o asceză excesivă, ar fi bine să bei un pic de vin. Vinul cu acest efect terapeutic. Deci, iată cum Sfântul Pavel, și admirat de Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Pavel se îngrija de sănătatea trupească a ucenicului său. Deci lucrurile trebuie ținute într-un echilibru. Iar situația aceasta de, cum spuneam, de învinovățire poate duce și la aceasta, este o ispită. Este o ispită din partea diavolului și trebuie să căutăm prin mijloacele cunoscute și acceptate de biserică, trebuie să căutăm vindecarea. Însă, este important să subliniem în momentul acesta că destigmatizarea bolii și a bolnavului a fost adusă de către creștini.
Și m-aș referi în primul rând la aceiași sfinți, Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, foarte importanți pentru istoria medicinei, pentru că ei au înființat primele spitale pentru leproși. Leproșii, știm, stăteau la marginea societății, toată lumea se ferea, le puneau mâncarea într-un loc, se îndepărtau cei care le aduceau mâncarea. Și nu vorbim mâncarea neapărat și... de leproșii din sânul poporului evreu, vorbim de leproși da, în general, da, în general, din diferite societăți și culturi. Sigur, pentru că ați făcut această precizare, adaug faptul că în spitalele înființate de sfinți părinți, erau primiți și tratați gratuit toți bolnavii, indiferent de religia lor, cum am spune astăzi, da? Indiferent de credințele religioase. Iată unde suferința unește oamenii și compasiunea unui creștin nu se îndreaptă exclusiv către un alt creștin, ci către toți frații săi. Oamenii sunt frați între ei, toți. Și este important că în aceste spitale pentru leproși avem, de fapt, începutul îngrijirilor paliative. Aceste îngrijiri paliative oarecum lipsesc în spitalele noastre. Sunt compartimente la început, sunt foarte mici de îngrijiri paliative și este necesar să ne implicăm mai mult și preoții, și preoții de spital, dar orice persoană, orice creștin să se implice mai mult, pentru că îngrijire paliativă se adresează celui care nu mai poate fi vindecat. Și acest om care nu mai are nici măcar speranța vindecării are nevoie de cea mai mare mângâiere din partea noastră. În aceste spitale, ca să vedem cine sunt modelele noastre, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare însuși mergea printre leproși și le îngrijea rănile. Deci avem modele, trebuie să le cunoaștem și trebuie să le aplicăm și noi în viața noastră. Preacucenice Părinte Ciprian, pentru că ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre de astăzi, doresc să vă adresez o ultimă întrebare. Lucrați foarte mult cu bolnavi și cu preoții de caritate. Îi coordonați, îi ajutați, comunicați foarte mult cu ei și întrebarea vine din perspectiva ceea ce a spus puțin mai înainte a acestui model pe care îl oferă Sfinții noștri, Mântuitorul Iisus Hristos, de apropiere de lucru cu bolnavul, de apropiere față de bolnav. Așa cum există preoți de caritate sau preotul de caritate, așa ar trebui să fim și noi ceilalți oameni obișnuiți, neclericii, să spunem, mirenii, pentru semenii noștri, niște semeni, niște aproape ai lor, apropiați ai lor, să spunem, niște semeni de caritate? Samarineanul milostiv. Sigur că da. Ar trebui să fim și... În ce condiții? Și chiar mântuirea noastră depinde de aceasta. Să avem această mentalitate caritativă sau cum să? Pentru că presupun că acest lucru se și deprinde, se învață într-un fel univor, da, dar da, nu da, știu trebuie... cum să înceapă și ce să facă. Într-adevăr, e nevoie de educație încă din copilărie pentru voluntariat, pentru a amplifica ceea ce există nativ în fiecare dintre noi. Compasiune există. Eu mă uit la copilul meu, pe care îl văd în multe situații mai plin de compasiune decât sunt eu. Oare nu l-am învățat eu să fie așa? E ceva născut. Și așa este cu toți copiii. Ar trebui, iată aici, ne putem... Putem înțelege mai bine acum cuvintele Mântuitorului. Dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi precum acești copii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ne gândim la curățenia copilului, la puritatea copilului, la îndrăzneala copilului, dar haideți să ne gândim și la compasiunea mila, de mila care lui, este. Faptul că e milos. Exact, că este atât de milos. Părinte Ciprian, vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare pentru a continua această serie de discuții despre suferință, despre stigmatizarea celui suferin.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Doamne ajută! Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!